Bună, dragilor! În acest video o să vă arăt ce cumpărături am mai făcut eu. Și mi-a venit și eu o comandă de la Mojito. Am luat o geantă din asta de călătorie. Prețul ei a fost de, cred că 220 de lei, adică 50 de euro. Și am luat-o cu 120, parcă. Este super mare. Încăpătoare. Are și barețică din ăla, mai multe compartimente aici. Îmi place super mult, este foarte fain compartimentată. Și o să capă destul de mult aici. Și pare și destul de calitativă. Apoi, de la 140, mi-am luat cred că tot cu 120, acest rucsăcel. Tot de la Mojito. Și îmi place super mult cum este compartimentat. Și da, abia aștept să-l port. Este tare drăguț. Și am mai comandat și o bluziță din asta, care costa 23 de euro. Și cred că am dat 40 de lei pe ea la reducere. Este așa neagră, cu volonaș. Super frumoasă. Și mi-a plăcut mult. Să le pun aici. Apoi am fost și la piață, am luat un sac de cartofi, dar nu vi-l mai arăt că este greu. Și m-am dus la piață pentru așa să-ți meurică. Am dat 15 lei pe caserolă și abia aștept să le spăl și să mâncăm. Și aici am mai luat niște ardei verde. Am fost și la Pepco. Și din Pepco am luat un cod din ăsta care era la 3 lei. Să vedem cum este. Două chestii din astea. Pentru mașină de spălat, șervețele. Și cel mic și-a luat un set de gloanțe din astea cu 5 lei. A, și din Carrefour și-a luat cu 13 lei acest pistol cu încă 8 gloanțe din astea. Așa. A, și am fost și la Taco. La Taco era o reducere. Dacă luai 3 produse cu eticheta roșie, cel mai ieftin produs îl aveai gratuit. Deci eu am luat acești chiloți care costau 30 de lei și am luat cu 20. Adică aceștia i-am primit gratuit pentru baie, plajă, sutien am așa pe roz și am luat soțului un tricou care era 36 de lei și l-am luat cu 20. Așa arată, este tare drăguț. Ne place. Și mi-am mai luat aici iarăși o bluziță cu 30 de lei, așa pe bleu, mai lărguță și îmi place mult. Și da, am plătit 40 de lei pe aceste 3 articole, deci unul a fost gratuit. Și am fost și la Kaufland, unde am luat niște mâncărică. Am luat o porție de cartofi, niște capanoși și două pulpițe de pui, care o să le mâncăm acum. Am mai fost și la farmacie, aveam nevoie de niște medicamente. Până ca aflat, am luat o din asta de file de Pangasius, care a costat 16 lei. M-am dus în special pentru aceste șnițele, care sunt 900 lei, îmi plac mult și am luat două punglițe, sunt câte 8 în pungă. Și ce am mai luat aici? Încă 6 chifle, un condiment de chiftele de la Fux, ăsta a fost 4 lei și cred că 9 lei am dat pe aceste crochete de pește. Da, 9 lei a fost. Și
cam astea au fost cumpărăturile. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like și să vă abonați. Eu vă pup, la revedere!